Bună, bună! Din nou, din Cafeneaua Gades. Cum v-am promis, videouri pentru a explica produsele ce facem noi aici acum. Și încep din nou. Cartea! Pentru cei interesați, aici aveți toate răspunsurile, dar hai să vă explic și eu. Da. Primul produs, în momentul în care începem să lucrăm din punct de vedere energetic cu un corp, da, este produsul Root Chakra. Acest produs conține foarte multă sfeclă roșie, care este recomandat inclusiv în tratamentul pentru leucemie. De ce? Pentru că sfecla roșie curăță sângele extraordinar de bine. Bun, produsul nu are doar sfeclă roșie, da? Este baza acestui produs. Dar el conține mai multe ingrediente aici. Și este și foarte bun la gust. Culmea. Root chakra este chakra bazică, primul centru energetic al corpului nostru, undeva la baza coloanei vertebrale. Și el este motorașul care pornește tot, din punct de vedere energetic. Ce face Root chakra? Ea ne împământează cumva în realitatea în care suntem. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în momentul în care ea funcționează cum trebuie, tu ca și ființă ai plăcerea de a fi aici. Adică cum? Adică tu ca și ființă îți place ceea ce ai în viața ta. Nu vrei să fugi din realitatea în care ești, da? Ești conștient, trăiești momentul, te bucuri de el, îl accepți, whatever. În momentul în care noi nu suntem împământați, marea majoritatea timpului suntem undeva în mintea noastră, undeva gândul se duce în viitor sau în trecut. Și atunci începe să suferim de anxietăți, depresii, chestii trestii, doar pentru că nu suntem împământați. Adică nu ne place ceea ce avem în realitatea noastră și nu vrem să fim aici. Și atunci, chiar dacă noi existăm, noi cu gândul, cu mintea, ne ducem în alte părți. Nu trăim momentul actual acum. Asta face Root Chakra. Cumva ne aduce în momentul de acum. Da? Asta din punct de vedere energetic. Din punct de vedere anatomic, faptul că este un produs plin de toate, corpul nostru va fi foarte mulțumit. Cum am spus, este legat de sânge, da? De purificarea sângelui. Și așa că tot ce înseamnă infecție, inclusiv acnea de pe față, inclusiv impuritățile feței, cumva se ameliorează în momentul în care începi un tratament sau o detoxifiere cu Root Chakra. Altceva ce pot să mai spun? Cam atâta cred că este important. Restul găsiți în carte, găsiți pe Google. Da, nu mai am inspirație, habar nu am. Atât. Clar, voi reface videoul că ceva mi-a scăpat. Și apropo, știți, video trecut, când stăteam și mă gândeam așa, cuvântul ăla, era vorba despre regenerare, nu reșuvenare. Regenerare. Da. Aia face clorofila. Aia încercam să explic. Bună, din nou din Cafeneaua Gades. Cum am promis, am să vă explic câteva videouri despre centrele energetice ale corpului nostru, adică chakre. Și în primul video am vorbit despre chakra root sau chakra noastră rădăcină prima, de culoare roșie, care este la baza coloanei vertebrale și care se ocupă de împământare, și am explicat ce înseamnă împământarea și de fapt cum se manifestă ea în realitatea în care trăim. Așa.
Următoarea chakra este chakra sacrală, de culoare portocalie, poziționată deasupra chakrei rus normal. Organele care sunt legate sau sunt hrănite, sunt energizate de această chakra, sunt normal organele sexuale, rinichi, tot ceea ce ține de partea asta, inclusiv periferia, cumva, circulația sângelui. Bine, asta țin de ambele chakre, nu doar de chakra sacrală special. De chakrele bazale, cumva, inclusiv circulația în partea de jos a corpului, în picioare, tot despre asta este vorba, despre blocajele care le avem la nivel de chakre bazale. Bun, chakra sacrală se ocupă de plăcerea vieții și este blocată de emoția de vină. Bun, ce înseamnă asta? Mai explicit așa. Înseamnă că, sau cum se blochează, da? Înseamnă că noi suntem fericiți în viața noastră, avem sentimentul de plăcere de a trăi, ne place ceea ce avem, lucruri de genul ăsta, suntem fericiți, suntem pe joy, da? Și la un moment dat începem să nu ne mai placă. Da? Adică tot ceea ce ne bucura până acum și ne făceau plăcere, cumva nu mai satisface aceeași plăcere. Așa ne putem da seama de fapt că avem acest blocaj. De ce se întâmplă chestia asta? Evident, inconștient, cumva din cauza celorlalți, pentru că începem să creăm un sentiment de vină, că noi suntem fericiți, iar ceilalți nu, iar ceilalți au probleme, cumva. Începe să ne asumăm așa, evident, de la știri, de la vecini, de la prieteni, de la orice altceva, problemele cu care ei se confruntă și începe să ne simțim vinovați, așa că noi suntem fericiți în viața noastră și ceilalți nu. Și inconștient ne asumăm această vină, cumva, să nu ne mai permite să fim fericiți în viața noastră. Da, sunt niște tricuri așa foarte, foarte subtile, cumva, la nivel de mental. Ce se întâmplă în momentul în care este blocată? Pur și simplu nu mai avem plăcerea vieții. Nimic nu ne mai convine, avem impresia că nimic nu merge cum trebuie. Nu ne mai place realitatea în care sunt. Asta este primul semn că chakra sacrală este blocată. Următoarea chakra, chakra plexului solar, poziționată undeva aici, acolo unde simțim așa arsura stomacului, este element de foc, de culoare galbenă și ea se ocupă de îndrăzneală. Ce înseamnă asta? Înseamnă că din cauza bunei funcționalități a chakrei solare, noi îndrăznim să facem chestii în viață. Sau, în momentul în care chakra solară este blocată, noi nu mai îndrăznim să facem chestii în viață. Ce blochează chakra solară este sentimentul de rușine, pe care, din păcate, toată România îl cultivă. Inclusiv în educația noastră, noi avem veșnic intenția de a spune inclusiv copiilor: nu ți este rușine să... Vai, vezi că este rușine. Așa că eu am impresia că de fapt toată România și toți românii au blocaj la nivel de chakra solar. Gândește de asta. Următoarea chakra, chakra inimă, una dintre cele mai importante chakre, de culoare verde, poziționată exact în lângă, în inimă, cumva. Și ea se ocupă de manifestare. Manifestarea aceea, tot ceea ce ne dorim noi. Da? Chakrele înalte creează, iar chakra inimă manifestă. Da? În momentul în care în viața noastră nu există manifestarea, ceea ce ne dorim, este
primul semn că chakra, inima, este blocată. Organele sunt cele apropiate de această chakra, da? Plămânii, inima. Și cam atât, că nu mai am timp, vrem un alt video. Până și continuăm, da? Am încheiat chakra, inima, pe repede, înainte. Oricum, ideea este că subiectele sunt foarte complexe și blocajele sunt într-un fel sau altul individuale, așa că nici măcar nu, până la urmă nu vreau decât să stârnesc puțin așa interesul vis-a-vis de chestia asta și să te pună să vă pună pe toți să vă gândiți la voi din punct de vedere energetic. Că dacă vrem mai multe explicații sau așa, avem de unde să le primim și să sau avem căi cu care putem lucra sau identifica, da? Așa că am făcut descrierea chakrei hard, very fast, foarte rapid și foarte așa pe repede înainte. Bun, următoarea chakră este chakra gâtului, da? Throat chakra, de culoare albastră, poziționată în zona gâtului, evident. Ce blochează această chakră este minciuna. Care minciună? Nici de cum cealaltă venită din, nici de cum cea venită din afară, ci cea pe care noi ne-o spunem nouă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că cu ce ne păcălim noi pe noi, aia blochează chakra gâtului. Ce se întâmplă în momentul în care blocăm chakra gâtului? Ne pierdem puterea cuvântului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că lucrurile pe care le spunem nu mai au importanță pentru ceilalți, nici pentru noi. Nu mai suntem ascultați sau auziți așa cum am fost în trecut. Nici măcar noi nu mai credem ceea ce spunem. Cam așa ne putem da seama că avem acest blocaj, da? Cumva puterea cuvântului se pierde. Ceea ce spunem noi nu mai are putere. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu vreau să spun ceva care să conteze și deodată nu mai contează. Nici măcar pentru mine. Cam așa. Bun, următoarea este... Ok, pe aici pe undeva așa. Este... chakra al treilea ochi, de culoare rozalie, așa cumva. Această chakra este blocată de iluzie. Care iluzie? Evident că acea iluzie pe care noi o creăm vis-a-vis de tot și cu care ne păcălim în fiecare zi. Bun, deja suntem la chakrele înalte cumva și aici ai poate până la urmă terminăm și noi video-ul ăsta în 1000 de părți făcut. Să vă explic toate chakrele, că mai rămas una și iar găsesc momente din astea în care una singură pe aici. A început să vină lumea așa exact în momentele în care eu mă pun să filmez și normal că trebuie să întrerup și apoi în altă zi nu am inspirație sau nu am chef și uite așa, da, povestea rămâne nespusă. Bun, am explicat din nou pe repede înainte, cumva înainte să fiu întreruptă, despre chakra al treilea ochi, da? Care este de fapt glanda noastră pineală, ochiul lui Horus și alte descrieri, dacă le căutați. Și am spus că este blocată de iluzie, iluzia pe care noi o creăm vis-a-vis de tot și avem în viața noastră. Ce înseamnă asta? Înseamnă că creăm așa o imagine iluzorie, bună sau rea.
depinde, pentru că de multe ori ne și place drama și chiar dacă viața noastră nu este atât de dramatică pe cât noi o percepem, nu ne place să o creăm foarte dramatică, nu? Ne place să creăm imaginea de victimă și de fapt asta este o iluzie. Asta e creată de fapt de chakra al treilea ochi, care are blocajele ei, da? Sau poți să creăm o iluzie prea pozitivă despre viața sau despre realitatea în care suntem, da? Astea sunt pe ambele polarități, pentru că orice blocaj, de fapt, are ambele variante, da? Și negativul și pozitivul. Asta este una dintre legile universului în care trăim noi, polaritatea. Veșnic este dual, cumva. Orice lucru pe planeta asta are dualitate, da? Negativul și pozitivul. Nu este binele și rău, este negativ și pozitiv. Și trebuie creat balansul, balanța, ca să putem funcționa ca un magnet, da? Bun, să terminăm cu chakrele. Ultima chakra, chakra crown, undeva aici așa în vârful capului. Chakra crown este una dintre cele mai înalte chakre. Este legătura noastră cu divinitatea. Ce înseamnă asta? Înseamnă că buna funcționalitate a chakrei crown ne oferă această deschidere către intuiție, către gânduri creative. Mai explicit, da? Cum funcționează asta în real, ca să putem să identificăm de fapt ce face chakra crown. Adică eu vreau să fac ceva și uite, acum pur și simplu nu am nicio idee și dintr-o dată mă pușc o idee, da? Asta este de fapt chakra crown. Legătura noastră cu divinitatea, da? Pur și simplu vin idei, vin soluții. E momentul ăla în care acum mă confrunt cu o problemă extraordinar de gravă, ok, percepută de mine foarte gravă, nu știu cum să o rezolv. Adorm, dimineața am răspunsul. Așa dintr-o dată, pang, am sclipirea, am iluminarea, da? Am găsit rezolvarea. Ok, ceva la care ieri nu eram capabil să mă gândesc sau să identific. Despre asta este vorba cu chakra crown, da? Chakra coroană. Chakra coroană este blocată de o emoție sau de un feeling așa foarte, foarte deep, da? De stimulul sau persoana sau acel ceva care ne face să fim și să ne dorim să fim în viața asta pe care o avem noi acum. Acel ceva care ne ține, da? Poate să fie o persoană, poate să fie un eveniment, poate să fie un obiect, poate să fie o dorință, poate să fie o plăcere, poate să fie un vis pe care nu l-am manifestat, poate să fie orice, da? Acel ceva, acea legătură foarte profundă a noastră care ne face să existăm. Cum e asta? Eu, normal, sunt mamă, evident, motivația mea de existență în realitatea mea și în viața mea și cu bune cu rele, sunt copii, evident, da? Deci ei sunt legătura mea, ei sunt blocajul meu până la urmă, da? Așa, altcineva poate să aibă pur și simplu visul, ceea ce își dorește foarte mult să facă în viața asta. Visul acela este ceea ce blochează. De ce blochează? Da? Pentru că pare așa a fi motivație cumva și ar trebui să fie negativ, nu un blocaj. De ce? Pentru că blocajul
trebuie să apară ca și, ca să fie pozitiv, ca să nu fie un blocaj, trebuie să fie ceva care ne dorim, dar nu suntem disperați să-l atingem. Adică ne dorim, da, ok, dar dacă nu-l avem, asta e. Așa trebuie să sune, așa trebuie să fie, să nu existe ca și blocaj. În cazul meu, clar e un pic mai greu. Și trebuie să o vezi.